Toate cursurile de la cele 11 facultăți ale Politehnicii Ieșene vor fi susținute în sistem online, au decis membrii Senatului Universității Tehnice Gheorghe Asachi. Însă, activitățile cu aplicare practică, adică laboratoarele, seminariile, proiectele și orele de sport, vor fi desfășurate față în față cu participarea fizică a studenților și profesorilor. Noul an universitar va începe vineri, 1 octombrie. Cazarea în campusul studențesc din Tudor Vladimirescu se va realiza la capacitatea maximă prevăzută de către legislație, respectând normele de protecție sanitară. Deja s-au făcut este cu studenții care solicită cazare în noul an universitar și s-a efectuat distribuția acestora în cămine. Cazările se vor desfășura online, fără ca studenții să ia legătura fizică cu prodecanul facultății de care aparțin. Tinerii vor fi informați prin e-mail în ce cămin și în ce cameră vor locui în noul an universitar, precum și data la care vor fi programați pentru a se prezenta la administrația căminului pentru predarea cheilor camerei. Conducerea universității nu a condiționat cazarea în cămin de certificatul de vaccinare, însă cei care dețin un asemenea document beneficiază de o lună de gratuitate la plata taxei în cămin. Totodată, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, s-a decis să, ca în campus să existe și un centru mobil de vaccinare.